Senatul în ședința de luni 13 mai a respins propunerea depusă de USR privind modificarea unor legi pentru alegerea autorităților administrației publice locale și statutul aleșilor locali. USR a propus revenirea la forma inițială a legii privind termenul de înscriere a persoanelor în registrul electoral cu noua adresă de reședință. La punctul numărul 8 avem propunere legislativă pentru modificarea legii numărul 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215 din 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali. L186 din 8 aprilie 2024. Vă precizez că raportul comun al Comisiei Juridice denumit Dispuneri, Imunități și Validări și Comisiei pentru Administrație Publică este de respingere a propunerii legislative. Senatorul Vasile Căpoteca a prezentat motivul pentru care grupul parlamentar AUR nu va vota propunerea parlamentarilor USR. Dragi colegi, eu aș vrea să întreb USR-ul când a fost egal cu el. Deci până acum a protestat că am redus termenul de la 6 luni la 2 luni și acum vor să voteze până în ziua votului. Păi atunci să meargă la PSD și să-și ceară scuze în aceste condiții, da? Deci, eu am înțeles manevra Timișoara și am înțeles manevra lor de a face aceste operațiuni până în ultima zi. De aceea, cred că nu este nici moral și nici corect să facem aceste vize de flotant până în dimineața votului. De aceea, dragi colegi, USR, în momentul când doriți să faceți aceste lucruri, nu mai invocați democrația și așa zisele criterii morale și că nu votează studenții în această țară. Mulțumesc mult, AUR nu va vota acest proiect de lege. Această lege se referă din nou la subiectul extrem de sensibil al vizelor de flotant pentru vot. USR va vota pentru acest proiect de lege. Cu 86 de voturi împotriva propunerii inițiate de USR, 21 de abțineri și un vot contra, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.